Discuțiile dintre Carmen Grebenișan și Florin Ristei din cadrul emisiunii Asia Express, mulți dintre urmăritorii au privit ca pe o pereche și au sperat ca aceștia să formeze un cuplu și în realitate. Iar faptul că blondina s-a despărțit de iubitul ei după terminarea filmărilor a alimentat speranțele fanilor. În prezent, Carmen Grebenișan are o nouă relație și ține ascunsă identitatea celui care a reușit să îi cucerească inima. Așa că o serie de ipoteze a început să circule pe marginea acestui subiect, cea mai vehiculată dintre ele fiind cea în care Florin Ristei este iubitul misterios. Iar o poză recentă a alimentat și mai mult imaginația fanilor. În acest weekend, Carmen Grebenișan a postat o fotografie în care apare sărutându-se cu noul iubit. Pentru că în poză se văd doar umbrele celor doi, fanii au presupus imediat despre cine este vorba. Chiar mai mult, unii dintre ei au desfășurat o adevărată anchetă, aceștia au observat că blondina are unghiile roșii și că pe Instagramul lui Florin Ristei a apărut o fată cu aceeași manicură. Alții însă au dezmințit informația spunând că forma și lungimea unghiilor este diferită. Noul iubit al lui Carmen Grebenișan de punct și Carmen nu dezvăluie identitatea noului iubit, a oferit câteva detalii despre el. A spus că acesta este mai tânăr decât ea, că este încă student și că lucrează la farmacie. Cei doi s-au mutat împreună, iar presupusa relație cu Florin Ristei nu are fundament, oricât de mult și-ar dori fanii. Iubitul meu este ok în momentul de față, el este un erou. Lucrează la farmacie. E mult mai tânăr decât mine. Acum își termină facultatea, a declarat Carmen.